Salutare, prietene grădinii exotice. Astăzi este 1 martie și teoretic am trecut la orarul de primăvară. Încep muncile prin gospodării și prin grădină. Și noi vom începe cu tăierile trandafirilor. După aceea vom tăia pomii și vom curăța pe curte. Noi avem acești trandafiri de dulceață. Au deja, sunt în al treilea an. Și ca principiu de tăiere trebuie să știți că trebuie să-i tăiați, sunt primii care se taie chiar și înaintea pomilor, înainte de a ieși mugurii de creștere, mugurașii cu frunzele și după cu florile. Și ca metodă de tăiere este asemănătoare ca la trandafirii normali, numai că aceștia îi vom tăia pentru a face cât mai multe floricele, cât mai multe flori, pentru că la cei de dulceață se folosesc florile pentru a face dulceață. La cei care doriți să-i puneți în glastră se taie un pic diferit, pentru că trebuie să aibă tija cât mai lung și floarea cât mai mare. Trandafirii nu se taie în niciun caz toamna, pentru că peste iarnă mai degeră sau, eu știu, sunt alte probleme ce pot apărea. Se taie primăvara, v-am spus, cel mai devreme. Unul de 2-3 ani, cum este acesta al meu de 3, lăsăm maxim 5 tije. Și câte o tijă să pornească de la bază, cum e aceasta ramificată, lăsăm doar una. De obicei lăsăm o creștere din anul trecut pentru a-l întineri. Acesta este de 2 ani, acesta este de anul trecut. O vom tăia pe aceasta și o vom lăsa pe aceasta de anul acesta. Pentru operația asta, dacă este mai bătrân trandafirul, va trebui un fir răstrău. Eu am aici două foarfeci de tăiat. Folosesc niște foarfeci nu atât de bune, taie foarte bine, dar sunt niște foarfeci mai vechi. Pe cele bune le opresc pentru lucrările la pomi sau aici nu este nevoie decât să taie foarte bine. Neapărat să aveți ceva dezinfectant. Eu folosesc o bază de apă și clor. Se pune, cred că pun 10% clor și restul apă, de fapt cred că mai puțin, doar pentru a dezinfecta uneltele cu care lucrați. De obicei trebuie să le dezinfectați după fiecare exemplar în parte pe care îl tăiați, pentru că pot avea boli și se duc de la un trandafir la altul și atunci vor și probleme cu răspândirea bolilor. Neapărat mănuși. Mănuși cele mai bune sunt cele din piele, destul de ieftine. Eu nu mi le-am luat de acasă pe cele din piele și am acestea de Kevlar, care sunt destul de bune și nu permite pătrunderea spinilor. Și ne apucăm imediat și de tăiat. După cum v-am zis, lăsăm în funcție de mărimea lui, de vigurozitatea tulpinei principale, lăsăm eu de obicei 4-5 lăstari maxim. În anii precedenți, acum am mai crescut un pic și cred că o să las 5-6 în funcție de câți avem dispuși. Să pornească întotdeauna de jos, să aveți lăstar, câte un lăstar. Dacă este ramificat, ramificațiile se vor tăia. Deci o singură tijă. Ca metodă de tăiere, pentru trandafirii care doriți să aveți doar foarte multe floricele, nu cei crescuți pentru tija înaltă și un singur boboc, trebuie să tăiați cât mai sus pentru a ieși mugurii de flori și nu de flori, de ramuri și a florifica cât mai dens. Dacă doriți să aveți niște trandafiri cum sunt cei din comerț, adică 3-4 pe tijă și sus aveți câte
o floare pe fiecare tijă, se taie de jos, ei vor avea o creștere foarte puternică și în vârf veți avea o singură floare. Dar noi, cum v-am zis, urmăm prima modalitate și vom începe. Acesta este mai bătrân, îl vom întineri din acest muguraș care a dat o creștere anul trecut și a avut și boboci și vom scăpa de ea. Se taie cât mai de la bază, avem grijă să nu rănim trandafirul și nici pe noi. Am scos destul de mare, într-adevăr, dar este necesară o tăiere destul de agresivă pentru a avea flori destul de bogate și sănătoase. Neapărat uscăturile, degerăturile trebuie scoase. L-am lăsat pe acesta. Vom lăsa decât o tijă. Neapărat mijlocul să fie aerisit, să nu existe nimic. Creanga din interior o tăiem. Lăsăm doar crânguță în exterior. Una singură.